Cuvântul care zidește. Bun găsit, dragi ascultători! Sunt preotul Narcis Stupcanu și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Cuvântul care zidește. Dragi ascultători, pentru a depăși vicisitudinile vieții, avem nevoie de hrană duhovnicească. Așa cum trupul are nevoie de hrană pentru a supraviețui, așa și sufletul trebuie să se întrețină pentru a nu se pierde. Iar dacă trupul se hrănește cu materie, sufletul are nevoie de o hrană spirituală, o hrană duhovnicească, precum rugăciunile particulare, laudele și rugăciunile săvârșite în biserică, dar mai ales împărtășirea cu sfintele și dumnezeieștile taine, cu trupul și sângele Domnului. Veți spune probabil că împărtășania este de fapt pâine și vin, cum poate fi numită hrană duhovnicească. Ei bine, rămâneți alături de noi și veți afla mai multe răspunsuri despre această mare taină. În epistolele pauline, Mântuitorul Hristos este numit mâncare și băutură duhovnicească, iar Sfântul Grigorie de Nisa ne explică faptul că, prin acestea, Apostolul Pavel lasă să se înțeleagă că firea omenească, nefiind de un singur fel, ci partea înțelegătoare fiind amestecată cu partea simțitoare, există și o hrană proprie fiecarei părți din cele ce se găsesc în noi, și anume o hrană sensibilă care întreține trupul și o hrană duhovnicească, adică spirituală, care dă sufletului nostru o bună înfățișare. Mai mult decât atât, Sfânta Împărtășanie este mijloc de mântuire, pentru că Sfântul Grigorie de Nisa ne spune: întrucât omul constă din două părți, din suflet și trup, contopite la oaltă, cei ce vor să se mântuiască trebuie să se pună în legătură cu îndrumătorul vieții atât prin suflet cât și prin trup. Cuvântul euharistie, dragi ascultători, provine din limba greacă și înseamnă mulțumire. Iată deci că, împărtășindu-ne cu trupul și sângele Domnului, nu numai că ne hrănim duhovnicește, ci și aducem mulțumire pentru jertfa pe care a săvârșit-o pentru noi, iar El revarsă peste noi toate darurile sale cele bogate. De aceea Sfântul Chiril al Alexandriei spune că în nenumărate moduri ne sfințește pe noi Domnul nostru Iisus Hristos, făcându-ne sfinți și bine primiți, căci prin El și în El avem aducerea și ne facem bine plăcuți lui Dumnezeu și Tatăl, căci aflându-ne sub stricăciune și păcat, sunt de cel mai mare folos și cu totul necesare pentru mântuire trupul și sângele Lui. Căci în Hristos și nu în lege este desăvârșirea. Sunt multe scrieri despre taina euharistiei sau a împărtășaniei, dar oare când ne împărtășim, realizăm noi ce mare taină se petrece atunci? Tainele din fața noastră nu sunt fapte ale puterii omenești, spune Sfântul Ioan Gură de Aur în omiliile la Matei. Domnul care le-a săvârșit atunci la cina aceea, același le săvârșește și pe acestea acum. Noi preoții nu suntem decât slujitorii, El este Cel ce le sfințește și le preface. Așadar să nu ne îndoim în credință că părticica de pâine și puținul vin nu sunt Hristos însuși, iar pentru a vă convinge de acest adevăr vă voi supune atenției un fragment mai amplu din lucrarea intitulată Despre Sfintele Taine, ce aparține Sfântului Ambrozie al Milanului. Poate vei spune, eu văd altceva, ce tot îmi spui că primesc trupul lui Hristos? Încă și aceasta ne-a rămas să o mai dovedim. Cât de multe exemple să folosim pentru aceasta? Să dovedim că nu este ceea ce natura a alcătuit, ci ceea ce binecuvântarea Domnului a sfințit și că mai mare este puterea binecuvântării decât a naturii, pentru că prin binecuvântare natura însăși se schimbă. Moise ținea în mână o nuia, a aruncat-o și s-a făcut șarpe.
A apucat apoi coada șarpelui și ea s-a prefăcut din nou în nuia. Vezi deci că prin harul prorocului de două ori s-a schimbat și natura șarpelui și cea a nuielii. Fluviile Egiptului curgeau ducând ape curate, dar deodată a început să țâșnească sânge din vinele izvoarelor, încât nu mai era apă de băut în fluvii. Dar la rugăciunea prorocului a încetat sângerarea apelor, iar firea apelor a revenit la normal. Poporul evreu era împresurat din toate părțile, dintr-o latură fiind învăluit de egipteni, dintr-alta închis de mare. Dar Moise a ridicat nuiaua, apele s-au despărțit și au încremenit în chip de ziduri, iar între valuri s-a ivit cale de mers cu piciorul. Iordanul, întors înapoi, a curs împotriva firii spre locul izvorului său. Oare nu este limpede că firea, atât a valurilor mării, cât și a apelor curgătoare, a fost schimbată? Poporul evreu era însetat, continuă Sfântul Ambrozie al Milanului. Moise a lovit atunci stânca și din stânca a țâșnit apă. Oare nu a lucrat harul împotriva firii, așa încât stânca să verse apa pe care nu o avea din fire? Mera era un râu cu apă tare amară, așa încât poporul însetat nu putea să bea. Moise a aruncat atunci un lemn în apă, iar apele și-au pierdut amăreala lor naturală, deci pătrunzându-le harul, le-a făcut dintr-o dată bune de băut. Pe vremea prorocului Elisei, unuia dintre fiii prorocilor, i-a căzut în apă fierul securii și pe dată s-a scufundat. Cel ce pierduse securea a rugat pe Elisei. Acesta a aruncat un lemn în apă și fierul a plutit pe deasupra. Știm desigur că și aceasta s-a făcut împotriva firii, căci materia fierului este mai grea decât lichidul apelor. Ne dăm deci seama că harul are mai multă putere decât firea. Și totuși, încă mai socotim harul ca fiind al binecuvântării profetice. Dar dacă o binecuvântare omenească a avut atâta putere încât a schimbat firea, ce vom zice despre sfințirea dumnezeiască însăși, unde operează chiar cuvintele Stăpânului Mântuitor? Căci taina aceasta pe care o primești se săvârșește prin cuvintele lui Hristos. Căci dacă cuvintele rugăciunii lui Ilie prorocul au avut atâta putere încât au făcut să se coboare foc din cer, oare nu vor avea putere cuvintele lui Hristos să schimbe forma lucrurilor? Ai citit despre facerea lumii întregi, fiindcă El a zis și s-au făcut, El a poruncit și s-au zidit. Așadar, cuvintele lui Hristos, care au avut puterea de a face din nimic ceea ce nu era, să nu poată ele să schimbă pe cele ce sunt în ceea ce nu erau? Căci doar nu înseamnă mai puțin să dai ființă lucrurilor decât să le schimb firea. De ce ne folosim de argumente? Se întreba Sfântul Ambrozie al Milanului. Să ne folosim de propriul său exemplu și să dovedim adevărul tainei prin exemplul întrupării Mântuitorului. Oare s-au petrecut lucrurile potrivit naturii atunci când Domnul Iisus se năștea din Fecioara Maria? Dacă cercetăm rânduiala firii, a fost dat ca femeia să zămislească împreunându-se cu bărbatul. Este limpede, deci, că Fecioara a născut în afară de rânduiala firii. Și acest trup pe care îl avem la Sfânta Euharistie este tot din Fecioara. Deci, dar cauți rânduiala firii în trupul lui Hristos când Domnul Iisus însuși s-a născut din Fecioară peste fire? Este adevăratul trup al lui Hristos care a fost răstignit, care a fost îngropat, este real. Cu adevărat, deci, este taina trupului său. Domnul Iisus însuși strigă, acesta este trupul meu, înainte de binecuvântarea cuvintelor dumnezeiești. Altfel se numește pâinea, dar după sfințire devine trup. El însuși îl numește sângele său, înainte de sfințire îi se spune altfel, dar după sfințire se preface în sânge. Și tu spui amin, adică adevărat este. Ceea ce spune gura să mărturisească cugetul lăuntric, ceea ce spune cuvântul să o simtă inima. Așadar, dragi ascultători, nu trebuie să ne îndoim nicio clipă că împărtășirea cu trupul și sângele Domnului nu este reală. Chiar dacă ni se oferă în forma pâinii și a vinului,
Hristos este acolo și ne inundă întreaga ființă cu har, pace, lumină, bucurie și toate celelalte daruri ale Duhului care ne hrănesc sufletul și ne fac să pregustăm, chiar de aici, de pe pământ, cât suntem în trup, bucuriile cele veșnice și nepieritoare. Aici a sfârșit ediția de astăzi a emisiunii Cuvântul care zidește. Sunt preotul Narcis Stupcanu, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă invit în final să meditați la cuvintele Sfântului Chiril al Alexandriei. În Hristos și nu în lege este desăvârșirea.